No, bun, ia spornesc de aici, din Praga, și mă duc către Leipzig, în Germania, cu Flixbus, vreo 3-4 ore, 20 de euro. No, asta e stația, UAC Florence, zice. Cred că ăla din mijloc e am eu, cam cu etaj. No, imediat pornim. No, amu, trecem în Germania. Up, cred că amu, ha? Posibil. No, am trecut, dar parcă-s mai proaste, mă, autostrăzile aici, nu? Zici că-s de beton sau mi se pare mie? Ui, no, bune, am ajuns în Leipzig, hai că mă duc aici la hotel, e chiar acep undeva pe-n zonă. No, ni, hotel Big Mama, bă, dar nu mere netul pe roaming aici, nu știu din ce cauză. Trebuie să verific, deci nu mai mere pe nicio cartelă. Nu mai mere deloc. Bine că am găsit hotel. Făinuț. 50-60 de euro pe noapte, cred că 60. Bă, hai că mă duc aici, ci că ăsta ar fi cel mai bun din oraș. Mie mi-a luat, bă, deci e chiar aici lângă mine, mă, deci... L-am văzut pe ăsta când am venit și m-am uitat pe Google și văd, bă, că e cel mai bun de aici, din oraș. 4,8 stele din, nu știu, 600-700 de review-uri. Hai să-l vedem. Acolo n-am putut mânca, că nu prea aveau mese. Ui, nu, fiți atenți aici, mama mea. Pe tot ce vedeți aici, aici ai pita. Și astea două am dat 14 euro. Mi se pare destul de ieftin. I-am zis să-mi pun în mix. Pui și vițica. Bă, haide să beau prima oară cola de asta. Nu mi l-aș fi luat, dar dacă am venit în Germania, n-am mai băut, cred că de 10 ani de zile, cola germană. E nemțeț, bun, că să machinăm să nu-mi dea țeapă, că acolo în, cum îi zice, în Austria, mi-au dat de-alea slovăcești și nu mi-a plăcut. Ăsta e nemțeț, da. Hai să vedem. Bă, sinestetia rumă. Picos de aeral. Hai să vedem, e cel mai bun sau donerul mă refer. Nu știam cum se zice la farfurie. M-am uitat pe Google Translate Teller. Țineți minte, dacă vrei ceva la farfurie, Teller, cu 2 de L. Dar oricum băiatul vorbea engleză, deci nu. Mi-a dat și pituța de asta, nu. Mă, nu știu ce să zic. Pita asta. Zici că a fost ținută în ceva bej din ăla, neaerisit de 3 ani de zile, are miros de la dăstătut, gust. Cartofii sunt ok, trebuie să văd puiuțul, uite la aia. Hai să dăm verdictul. Carnea e carnea tipică pe care o găsesc și la noi, mai ales aia de pui standard cum e la noi. În rest, nu știu ce sosurile e, sos un fel de tartar sau tzatziki de la super lungit. Deci nu știu dacă ăsta e cel mai bun din oraș sau, nu știu, în top 3 cele mai bune, nu știu ce să zic. Mi se pare că cu cât vin mai aici, mai către vest, e tot mai proastă mâncarea. Ce să zic, undeva pe la granița dintre medie și pe ăsta medie, nu mi se pare nu știu ce. Posibil că l-aș mai băga, sosuri nu sunt interesante. No, bine, atunci eu mai stau și mie pe aici pe Leipzig, mereu ne mai plimbăm, vă mai arăt chestii și vedem. Ui, ne. Na, cea, îmi place să mănânc aici, sunt Leipzig, am o... Hai că merem să ne plimbăm pe-n centru, să-l vedem. Poate băgăm și niște cârnați de ăștia de-a lor. N-am găsit decât într-un loc. Știți cum era în Viena, Wurstel din aia, pe stătă pe stradă, aici nu prea sunt. No, hai că mă duc acolo în centru și vedem ce-o mânca. Bă, ce bine, bă, că mi-am cerut camera de-aia mai liniștită și mi-au dat-o pe partea aia altă. Că ăștia au început de dimineață, încă i-auzeam. Au început de dimineață să lucreze, frate. Hai că mă duc să-mi iau biletul ăla de 9 euro. Probabil că știți că aici în Germania poți lua cu 9 euro un bilet de tren, dar poți mere numai pe trenurile alea regionale, gen cum e la noi personal, accelerat și alea. Nu poți mere pe Intercity. Și cu 9 euro poți mere pe orice tren de genul timp de o lună. No. Ui, nani, că am ajuns în gară. Dar nu știu de unde să-mi iau. Asta e bancomat. Ia fii atent că am văzut ceva acolo. E cafe, gepa. Mă, bun, cum dau pe engleză? Deci 9 euro ticket.
Juni, julie. Ah, hai că de luna viitoare întrebe. Atunci, adică de mâine, că azi e 30 iunie. Deci exact de mâine, 9 euro. Ma fi atent, mă, că am dat pe engleză și amuiar mi arată în germană. Bezahlen, cred că asta, nu? Bannoche 10 euro. No, stai o leacă. Hai că plătesc cu card. Asta. Ui, no, astea-s. Asta e ăla cu 9 euro. One person, clasa a doua. Scrie numai în nemțească, dar nu. Hai să mă duc cătăcent. Bă, nică nu funcționează, mă. Scările astea. Bă, ce mă enervează, mă. Nu trebuie să urc aici. Când am venit în Germania, mă așteptam să funcționeze tot, mă. Ce e aici? Ne. De cât știți, Germania a fost bombardată rău în al doilea război mondial. Deci majoritatea orașelor nu mai au aproape nimic ca în centru, dar... Hai să vedem. No. Amuntă n-are cum să le fi bombardat pe tăche, dă-ne încolo. E ceva clădirtă mai sunt. Ui, no. E mare lucru, nu mi se pare că e de văzut. Plus sunt multe restaurante care nici măcar nu sunt nemțești, adică... Mai încolo am văzut vietnamez, aici văd că e italian. Gelato. Ne, iară, asiatic. Ne, asta cu albastru indian. Bă, fratele, ce e aici, tata? Vreau să bag un bratwurst. Ne, Mumbai, dâncoace. Bă, dar ce? La fame. Ce, la franțuzesc? Nu, doner kebab. Clădire faimuță, ce-i biserica. Deci, bă, nici amul nu mi-a rezolvat problema cu roamingul. Aseară am început să prind semnal, dar numai dacă mi-am schimbat eu manual setările acolo, în loc de 4 și 5G am pus 2-3G și prindeam ceva semnal pe Edge, adică 2,5G. Deci, nașpa, bă, nu pot trece nici cum de pe O2-ul ăla pe Telecom. Deci, sunt rețelele lor și nu știu cum mă bagă pe O2, mă, și pe O2 nu am net pe roaming. Am trecut odată pe Telecom, nu știu cum, și aveam roaming 4G, bă, și m-am deconectat de acolo de pe Telecom și mă băga era pe O2 și nu mai pot scăpa, mă, de O2. No. Băi, sunt câteva clădiri interesante, dar numai câteva. Și eu nu știu, mi se pare interesant. DB Mark. Deutsche Bahn. Înseamnă DB-ul. Ca CFR-ul de la noi. Bă, am ajuns în piața asta, dar nu văd mâncare, mă, nu știu ce au și... Apfel, nu știu ce. Sturzum Weinstein, ăsta e de vineri. Încă ce zice case. Și ceva șoarec, a, din alea ne, cașcaval. Am noi mâncat cașcaval, go. Iar vin. A, da-s. Da-s numai vinărie aici. Weingut. E interesantă limba asta, mă, că... Parcă înțelegi câteodată. E sale unstrut. Sale înseamnă sel, adică reducere, și unstrut, nu știu, unstrut, nu, că ar veni din germană. E one strut, strut. Pește de la trout, no, în fine. Dar câteodată ideea e că câteodată înțelegeți. No, bine, hai că m-am plimbat destul. Hai că mă duc către bratwurst de ăla. Nu e încă un cuvânt să-l învățați. Frühstück înseamnă mic dejun. L-am învățat la hotel ăsta. Was ist das? Jawohl. Wasser. Trink Wasser. Bă, deja țin minte tot felul de cuvinte. Noni, cam asta ar fi. Wurstmeister, zice. Ce valigă. Să-mi iau ceva. Currywurst, please. Yeah, and Wasser, bio. Nu, nică mi-am luat. 6 euro costat atât. Ce vedeți aici? Hai să vedem. Bă, apa a costat aproape cât currywurst ăsta. Măcar nu știu ce e ăsta, frate. Dacă e curry, nu e indian atunci. Nu, uitați curry-ul. Arată făinos sau... Miroase a curia. Hai să gustăm din bucătăria nemțească.
ăsta e ketchup, mă. Deci ăsta roșu e ketchup. Eu am crezut că e ceva sos de curry. Cine mânca atâta ketchup, frate, mă? Ăsta cred că e bratwurst. Deci e cârnați de la de lor, cu mult ketchup. Și-o pus praf de la de curry pe deasupra. Dar cine mâncă de ăsta? Indienii sau cine mâncă, mă? Ketchup-ul de la 6 lei jumătate de litru, deci nu e cel mai ieftin, dar apa a costat cât cărnațul ăsta. Ne mă așteptam să fie picant, dar nu e. Bă, deci cât ketchup mi-a pus aici mama mie. Nu. Deci bucățele astea de cărnaț înoată în ketchup. Nu, nu știu ce să zic. Genul de mâncare pe care o mânci seara, când nu găsești nimica de scris, gen te plimbi la 11 noapte până oraș și singurele chestii deschise sunt fast food-urile astea. Genul de mâncare pe care o mânci în gară, știi? Gen îți iei un sandwich din gară și apoi să ai ceva pe tremură. Bă, ce tramvai ciudat. Are un vagon în spate, dar ăla e jumătate decât primul vagon. Nu, le-a intrat la ăștia un fluture în restaurant și am încercat să-l prindă. M-a pus găleată pe el. Dar mâncarea nu mi se pare scumpă aici. Adică e destul de accesibilă. McDonald's-ul e mai scump ca la noi. Vreau să poate îi faci un plic cu McDonald's. Am început să fac în fiecare seară 10 flotări. Cred că se vede alea, că cred. Am mai dat jos din burtă. Plus mi s-au mai umflat alea că mâinile. Altcumva să te tricou pe mine. Hai să mă duc de ceva, nu mă. Ui, nani, mă duc amul la o pizzerie aici, 60 de secunde tu Napoli se numește, ci că ar fi cea mai bună din oraș și cam între singurile care face pizza napoletană din aia bună. Nani, acolo e, hai să mâncăm ceva bun atunci. Luăm una margherita di bufala, 13 euro. Bă, exact, amu, când stăteam aici la masă, am reușit să mă conectez la Telecom și în sfârșit am net, deci nu vine să cred, mă. Amu, și pizza asta bună și net și de tăche. E faină azi, mă. Ne, a venit apa în sticlă de asta albastră. Noi ia, fiți atenți, mama mie. Arată ca aia din Napoli. Oi, oi, oi. E caldă de numai, stai că mă încep numai așa ușurel. Bufalina, bineînțeles, mi-a luat. Nu margherita simplă? Sau San Marzano, tăche ce? Hai să începem ușurel. Mai ce să zic, bunuță, călduță, un pic amarsă pe dedesubt, dar mere. Poate un pic mai tare ca amarsă, dar mere. Nu, am băgat-o, dar numai așa fără margini, că no, să nu crească caloriile și să scadă colesterolul. No, bun, e o 90 și ploaie de număr. Hai că mă duc către gară și către Hanovra. Bă, deci nu înțeleg mare lucru în ăsta. Pe net îmi zicea platforma 2. Nu știu unde e aia, cred că e aici în față de fapt, dar nu știu unde e trenul. Hai să mă duc totuși. No, am ajuns. Trebuie să-l iau pe ăla, pe Hale. Sper să nu întârzie. Dacă întârzie 4 minute, nu-l mai prind pe următorul. Bă, e plin de număr, mă. Bă, avem întârziere 3 minute, mă. A, bă, al treilea tren l-am pierdut, mă. Sunt aici în Goslar. Deci am avut 3 schimburi de trenuri. De fapt, 3 trenuri și al treilea l-am pierdut, mă. Deci a plecat în gară exact când am ajuns noi în gară. Bă, deci aici atât și primul tren a avut întârziere și ăsta al doilea și de-aia l-am pierdut pe ăsta al treilea. Și trebuie să stau o oră pe aici până am următorul tren către Hanovra. Pui, băi, nașpa cu astea, bă, spline, pline, mă. Mama mea, mori. Nici nu poți merge la WC, mă duc am aici în gară undeva. Deci nu poți circula printre oameni pe tot. Ui, bă, deci ăștia nu au toalete în gara. Am fost înăuntru și nu am găsit niciuna.
Băi, frate, nu știu, mă duc undeva, ce-n boschet sau... Hai că văd. Am văzut acolo în față niște tomberoane. Sper să nu meargă doamna asta atât acolo, că... Ai... Hai, mă, nu te dau acolo. Lăsă-mă pe mine. Neaci. Bă, cum să n-ai WC-ul, mă, în gară, mă? De ce? Nu înțeleg, frate. Adică, cum construiești gara fără WC? Sper că nu-s nimeni în autobusele astea, că, sincer, nici nu mă interesează. Dar cred că locul ăsta, pentru așa ceva, ai făcut. Și niște tufe de alun aici, vă puteți face frigărui de clisă. Hui, bine, am rezolvat. Deci, ce să zic, mă, dacă trebuie să ajungeți undeva gen aeroport sau din alea și aveți multe schimburi, nu vă luați biletul ăsta cu 9 euro, luați-vă ceva mai normal. Să știți că ajungeți 100%. De exemplu, am eu un loc să fac 4 ore până la Hanovra, fac 5 ore, că stau o oră pe aici. Ui, și ăsta are întârziere 5 minute. E plin peronul, frate. Da, bă, am pornit. Uitați-vă ce-i pe peronul ăla. Bă, ăsta e tren de la lung. Am crezut că o să fie ca la Intercity, ca la anterior, dar e lung, lung și sunt multe locuri. Am ajuns în Hanovra. Mă duc aici la hotel. E frig aici, mă, de numai. În hotel parcă văd că a fi caldă, numai a filmat bine. Ăsta mi-e hotelul. Sper că am apă în cameră. Le-am cerut o cameră mai liniștită. Hai să vedem. 475. Bunii. Uite și apă din partea casei, sper. Am ajuns în Hanovra, după cum ați văzut, și hai că merem până în centru să mâncăm cârnați de ăștia de-a lor. Deci acolo în Leipzig am mâncat cârnați de la alb, am oi mâncat cârnați de ăsta roșu. Hai să vedem cum ar fi, nu știu cum ai zice, că nu mai țin minte. Numai să găsesc undeva, că e sâmbătă azi. Chiar în fața e gara și aici o luăm către centru. De fapt aici e centru, da? Ui, nu e o clădire pe aici. Bă, nu văd standuri de-astea de vârsturi. Adică mi-a părea pe hartă că e unul lângă gară, dar nu l-am găsit. Poate l-ai găsit când noi merg înapoi. Bă, deci fiți atenți, platani care dau umbră, mă. E prima oară când văd așa ceva. Deci asta e platan, frate. Și tăi de acest platan. Au coroană, mă. Până am una mai văzut. Nu e, biserică părăsită. Vedeți, au rămas numai zidurile. E liniște pe aici, acolo în centru e mai multă lume, dar pe aici nu-i nimeni. Nici nu știu exact cât o sta pe aici, pe în Germania, că nu prea am ce să filmez, adică culinar, nu știu ce, am o mâncă, am o cârnat și după aici ai mâncat. De aici, din Hanovra, nici nu știu măcar unde mă duce. Mă duc în sud, mă duc în nord. Câteva clădiri interesante. Am găsit și strada asta cu case vechi. Le vedeți pe astea? Deci sunt case de lemn vechi de, 500 de ani sau din alea. Astea nu au fost bombardate, mă. Vedeți, de exemplu, blocul ăsta. Probabil a fost o casă, dar a fost bombardat și a fost construit un bloc. Și uitați-vă, dacă vă uitați și la ferestre, sunt ferestrele alea lor vechi de lemn, adică nu au pus termopane. Ia hai să mă duc pe acea lucruță. Bă, dar nu găsesc un stand ăla cu vârște. Stai într-o casă de-asta. Numai să nu vină mătermiche din alea, furnici de-alea mari, știți? Să roadă tot lemnul ăsta, ca apoi să prăbușesc. Și aici e o biserică. Hai să caut am un vârștel din aia. Până am un am văzut. Mica, am găsit aici. Hai să vedem dacă au ce-mi treabă. Bă, dar nu știu cum îi zice la cârnațul ăla roșu. Ăsta-i? Bockwurst, nu e ăsta. Bratwurst, Currywurst. Să-mi iau Bockwurst. Nonica l-am luat. Hai să vedem cum a fi. Zice cu salată de cartofi.
Bă, deci ce să zic, ăsta e cremvuș, frate. Salata asta de cartofi e ca aia din Viena. Asta e pur și simplu cremvuș și cremvuș de asta mai mare. Da. Eu cred că trebuia să-mi iau și niște pică. Nu, hai, asta e ultima bucată. Ce să zic, cam vreo 7 euro costat meniul ăsta. Cremușul ăla o fă mai bun decât ce găsești la noi, decât majoritatea celor de la noi. Dar nu mi s-a părut nu știu ce, na. Hai că mă duc către hotel sau nu știu, poate mai găsesc ceva să mânc pe aici, om vedea. Că mai stau încă o zi, două pe aici. No, bune, și mă mai duc la un restaurant din ăsta nemțesc. Aici imediat să mănânc sauerbraten sau cum îi zice, ceva mâncare de asta tradițională nemțească. No, am ajuns. Stantinge Vertretung îi zice la restaurant. E de asta tipic nemțesc. Am comandat sauerbraten, dar auzi că numai iarna l-au. Deci e meniul de ăsta de sezon. Și atunci am comandat un cârnaț de la XXXL, super mare, las că să-l vedeți. Mi-a ajuns apa, de atât ape de-astea mici îți dau, mă, la restaurant. 250 de ml sau nu alea. Bine, au și de-alea mari la 0,75, dar astea mici numai la 250. Frate, ce mare este, asta să vă arăt mâna. Deci jumate de mână, mă. Deci asta cred că are mai mult de jumate de metru dacă îl desfac dacă le-am. Cartofii nu-s făcuți de ei, au pus curry pe deasupra, nu știu exact ce asta, curry wurst sau... Știam că se fac cârnați ăștia mari și am să-mi aducă unul, dar nu știu exact ce e, că nu m-am uitat pe meniu. Posibil curry wurst de ăsta. Mama mia, dar nici nu știu cum l-o-i mânca, mă. De viață. No, bine, hai să încep. Băi, frate, ce miroase a curry pe aici, nu? Nu mi-a adus pita. Nu zici că e cremvuș. Măi, am gustat din el, n-are nu știu ce gust. E ok, dar nu pot zice că mă impresionează. Mere mâncat. Dar e ca și cum ați mâncat cremvuș cu ketchup, cu un picuț de ceapă, cu curry din ăsta, salată și cartofi paie. No. Nu știu ce să zic, m-am cam săturat. Mai bag o lecuță, dar noi nu știu ce meniu, nu. Ketchup de ăla, 4 lei sticla și din ăla. Salata asta mi se pare un pic cam veche. No, bine, e de ajuns. Hai că mă duc de aici. Cam nimica interesant. Hai să văd cât ar fi nota de plată. 21 de euro, preț relativ ok, am ce să zic. Zona galbenă, nu știu dacă aș mai mânca, îl puteți mânca odată. Tot ce am mâncat în clipul ăsta, puteți mânca odată și alunecă, dar așa mai cu greu, gen, ca și prima și singura oară. Nu? Cam atât a fost pe aici, până Leipzig și Hanovra și am nu știu nici eu unde mă duc, ce o-i vedea. Poate Frankfurt, poate Berlin, poate cine știe. Nu. Ne auzim data viitoare.